Liderii USL au depus în Parlament un proiect de modificare a legii electorale, care prevede, în principal, vot uninominal într-un singur tur. Deci candidatul cu cele mai multe voturi să câștige. Consecința mult lăudatului sistem de vot uninominal este acest Parlament pe care l-ați văzut în acțiune timp de 4 ani de zile. Este acest Parlament de maneliști, de sportivi, de vedete, de cântăreți, de nu mai știu ce mai este acolo, de actor, de realizator, de talk show-uri, de tot felul de maimuțăreli din acestea penibile. Și mi-asum toate aceste cuvinte pentru că asta s-a întâmplat în ultimii 4 ani de zile în Parlamentul României. Asta s-a întâmplat și de asta am avut parte. Cu așa zisul sistem care responsabilizează, nu-i așa, parlamentarul, care leagă direct parlamentarul de cel care l-a votat. Nu am văzut nimic de genul acesta și acum vedem propunerea care pune cireașa pe tot, sau nu știu cum să pe bomboana pe colivă, da? Uninominal pur. Președintele UDMR Hunedoara, Iuliu Winkler, a contestat eficiența votului uninominal introdus în 2008, comparându-l cu ruleta rusească, și critică și propunerea opoziției privind introducerea votului uninominal într-un tur. În momentul în care vii și propui primul de pe listă rezultatele electorale devine deputat sau senator în circumscripția electorală, este o propunere complet neserioasă. Parlamentarii USL declară că actuala lege nu satisface cerințele electoratului pentru că au ajuns în Parlament oameni de pe locurile 3-4, în loc să ajungă cei care au obținut numărul cel mai mare de voturi în colegiile respective. Winkler este de acord că avem un sistem electoral prost, dar consideră că se fac eforturi să fie și mai prost. Oricum, mai spune Winkler, este târziu să mai face reformă electorală în acest moment, poate anul viitor, după instalarea noului Parlament. Prin urmare, UDMR nu va susține votul uninominal pur, mai ales că defavorizează minoritățile.